După trei titluri Uncharted excelente și The Last of Us, unul dintre cele mai lăudate jocuri din toate timpurile, studioul Naughty Dog avea multe de demonstrat cu Uncharted 4 A Thief's End. Așteptările au fost foarte mari, însă acum că am pus mâna pe produsul finit, pot spune liniștit că nu aveți de ce să vă îngrijorați. Uncharted 4 nu numai că vine cu îmbunătățiri la mai toate capitolele față de jocurile precedente, însă împinge seria în direcții noi, fără să compromite esența formulei de succes din trecut. De-a lungul timpului, seria Uncharted a fost descrisă ca o producție comparabilă cu filmele de la Hollywood, dar care oferă posibilitatea de a controla acțiunea din perspectiva lui Nathan Drake. Grafica jocurilor de pe PlayStation 3 era impresionantă pentru momentul apariției, însă abia acum putem vedea cu adevărat viziunea din spatele seriei, realizată la adevăratul său potențial. Încă din primele momente, Uncharted 4 impresionează prin prezentarea sa fără cusuri, fidelitatea grafică fiind la un nivel superior tuturor jocurilor lansate în trecut, atât pe PlayStation 4 cât și pe alte platforme. Cu toate că am putea spune că alte titluri, precum The Order 1886, arată mult mai bine din anumite puncte de vedere, atenția la detalii din Uncharted 4, alăturată libertății fără precedent pentru această serie, oferă o senzație greu de descris în momentul în care încep să controleze acțiunile lui Drake. Prezentarea grafică este însă la cel mai înalt nivel în timpul secvențelor cinematice realizate în timp real, personajele fiind extrem de credibile, în special datorită animațiilor excelente, dar și prestației naturale a fiecărui actor în parte. Povestea din Uncharted 4 nu sparge nicio barieră tocmai nouă, fiind din nou centrată în jurul unui vânător de comori care plimbă personajele în jurul lumii. Nathan Drake este acompaniat din nou de Elena și Sully, personaje care au fost prezente în serie în fiecare titlu principal, cât și de un personaj complet nou, Sam, fratele mai mare al lui Drake, care din vari motive nu a putut fi prezent în jocurile precedente. Uncharted 4 reprezintă ultima aventură a lui Nate, iar Naughty Dog a profitat de această ocazie pentru a detalia mai mult originile acestuia, relația sa cu Sam și ce s-a întâmplat în cei 3 ani dintre acțiunea jocului de față și cea din Uncharted 3. Păstrând însă tradiția seriei, personajele principale primesc o mare atenție, în timp ce antagoniștii sunt mai degrabă niște caricaturi ale unor răufăcători clasici. Acest aspect nu este obligatoriu un lucru rău, cei doi rivali ai lui Drake fiind destul de bine conturați pentru a descrie motivele pentru care nu ar trebui să-i placi, însă aceștia apar foarte puțin pe parcursul poveștii în comparație cu personajele pozitive. Cu toate că în linii mari, Uncharted 4 spune o poveste ceva mai întunecată decât oricare dintre jocurile de dinainte, este vorba mai degrabă despre o maturizare decât despre transformarea firului narrativ într-o dramă. Cei care au urmărit povestea lui Nathan Drake încă de la început vor pleca cu siguranță satisfăcuți după parcurgerea noului titlu. Este important de menționat că Uncharted 4 este mult mai lung decât predecesorii săi. Dacă titlurile precedente puteau fi terminate în aproximativ 8-10 ore, titlul de față are nevoie de măcar 13 spre 15 ore pentru o primă parcurgere pe nivelul mediu de dificultate. Timpul în plus este umplut cu mai multe secvențe de explorare, mai multe secvențe cinematice și niveluri mult mai mari care oferă posibilitatea de a ajunge la un obiectiv în mai multe feluri. Deși Uncharted 4 este la fel de liniar ca și jocurile de până acum, Naughty Dog a decis să ofere ceva mai multă libertate în abordarea fiecărei situații. Ca o consecință, următorul pas necesar progresiei nu este întotdeauna evident, fiind necesară puțină explorare pentru a găsi calea către obiectiv. Suprafețele pe care Drake se poate cățăra nu mai sunt atât de evidente. Cu siguranță, dacă te uiți mai atent la un perete, poți intui care sunt punctele pe care eroul le poate folosi pentru a avansa, însă la o prima vedere acestea sunt perfect integrate în mediul înconjurător. Faptul că există acum măcar două căi pe care poți ajunge în orice loc reprezintă o briză de aer proaspăt în serie, o schimbare binevenită după secvențele complet liniare de cățărare din primele 3 jocuri. Pe lângă cățărarea propriu-zisă, Nate poate acum să navigheze nivelurile folosind două noi accesorii. În primul rând, acesta beneficiază de o frânghie pe care o poate atașa în anumite puncte prestabilite în niveluri, cât și de un țăruș pe care îl poate înfige în anumite stânci pentru a atinge puncte greu accesibile. Din fericire, aceste două elemente nu sunt folosite excesiv. Acestea sunt îmbinate armonios cu restul abilităților lui Drake și sunt folosite foarte inteligent în rezolvarea unor puzzle-uri mai simple. La capitolul confruntări, Uncharted 4 a primit probabil cel mai mare upgrade. Nu numai că armele par a fi mult mai realiste, iar inamicii mult mai inteligenți, însă fiecare luptă în parte este acum mult mai dinamică, iar jucătorul are la dispoziție mult mai multe opțiuni. Cei care vor să joace Uncharted 4 folosindu-se de abordarea clasică de cover shooter pot face asta, însă există acum întregi secțiuni pe care le poți traversa fără a fi detectat. Drake se poate ascunde în iarbă înaltă și după oricare perete pentru a se feri de raza de vizibilitate a inamicilor, iar în cazul în care cineva îl detectează, acesta se poate ascunde din nou și nu este obligat să elimine toți inamicii. Desigur, poate fi folosită și o combinație a celor două abordări, eliminând cât mai mulți inamici în modul stealth, înainte de a începe să descarce armele asupra celorlalți. Nu în ultimul rând, chiar dacă utilizarea frânghiei în lupte aduce de la sine un risc în plus, aceasta poate transforma orice luptă banală într-un adevărat spectacol vizual, demn de secvențe de acțiune scriptate. Singura dezamăgire la acest capitol este că, spre diferență de titlurile precedente, confruntările cu inamicii sunt mult mai rare și mai puține. În afară de cățărat și împușcat, Nathan Drake este cunoscut pentru capacitatea sa de a rezolva puzzle-uri lăsate în urmă de diverse personaje istorice pentru a-și proteja comorile. Uncharted 4 vine cu unele dintre cele mai inteligent realizate secvențe de acest gen din serie, care nu sunt nici imposibil de rezolvat, însă nici foarte evidente. Rezolvarea lor implică atât poziționarea unor piese în locurile corecte, cât și cățărarea și apăsarea de butoane, cele care apar spre final ajungând la un nivel de complexitate destul de înalt. Pe lângă acest gen de puzzle-uri apar și unele mai simple, prin vastele niveluri aproape complet deschise, unde Drake trebuie să împingă o anumită cutie într-un anumit loc sau să lege cârligul mașinii de vreun anume punct cheie pentru a avansa. Și că tot am adus aminte de mașină, Uncharted 4 este primul joc din serie care oferă libertate destul de mare pentru a folosi vehicule după bunul plac. Nu vă gândiți că va rivaliza seria GTA prea curând, însă sunt câteva instanțe în care te poți plimba cu un jeep sau cu o șalupă, destinația fiind la alegerea jucătorului. Desigur, calea spre următoarea parte a poveștii este destul de clară, însă cum ajungi acolo și ce faci pe parcurs nu sunt elemente condiționate de producătorii jocului. Întreaga campanie de single player este plină de secvențe de acțiune, dar și de momente mai ușoare, în care sunt întărite relațiile între personaje, lucru care i-ar putea deranja pe unii, întrucât ritmul nu este alert tot timpul. Aici se vede influența lui The Last of Us asupra seriei Uncharted, Naughty Dog oferind multe ocazii în care explorezi diverse locații, stai de vorbă cu partenerii lui Drake, cauți comori ascunse și completezi jurnalul lui Drake cu tot ceea ce găsește pe parcursul aventurii. Uneori poate părea că Uncharted 4 încearcă să facă prea multe deodată, însă acest lucru cu siguranță nu îi va supăra pe fanii seriei, ci doar pe cei care nu au investit deja 10 de ore și mulți ani de așteptare pentru a vedea ultima aventură a lui Drake. Asemenea celor două jocuri precedente, Uncharted 2 și 3, noul titlu dispune de o componentă de multiplayer. Acesta vine cu 3 moduri de joc clasice și unul ranked, cu o mână de hărți și multe personaje din toată seria pentru a completa experiența solo. Pe cât de matură și serioasă este povestea din single player, pe atât de caragioasă este acțiunea modului online din Uncharted 4. Nu numai că fiecare personaj poate fi personalizat din toate punctele de vedere, cu pălării și alte accesorii amuzante, însă fiecare jucător poate să beneficieze de puteri magice care amintesc de titlurile mai vechi ale seriei. Modurile de joc sunt bazate pe echipe și variază de la Team Deathmatch la Plunder, un soi de Capture the Flag, și Command, echivalentul modului clasic Domination. Acestea sunt completate de un mod ranked pentru Team Deathmatch. În afară de Deathmatch, fiecare dintre acestea vine cu variații asupra formulei clasice. În Plunder este importantă cooperarea între coechipieri pentru a duce idolul înapoi în bază, idol care dacă este lăsat pe hartă neatins, se întoarce la locul de unde a fost luat, în timp ce, în Command, din când în când unul dintre jucători este desemnat capitan, iar eliminarea lui de către echipa adversă vine la pachet cu puncte în plus, lucru care poate duce la întorsături de situație în orice moment. Hărțile sunt destul de mari și de bine balansate, oferind întotdeauna mai multe căi de a ajunge într-un singur loc. Campingul este astfel descurajat, fiecare poziție fiind vulnerabilă într-un fel sau altul. Modul multiplayer împrumută câteva elemente de la jocuri precum Counter-Strike, loadout-urile fiind echipate cu puteri speciale, arme puternice și asistenți care pot fi cumpărați cu banii câștigați pe parcursul meciurilor. Mesticals sunt un soi de killstreak rewards care pot oferi atât puteri ofensive, cât și suport pentru întreaga echipă. Cei care au nevoie de puțin antrenament înainte de a sări în modul multiplayer au la dispoziție așa numitele Trials, care explică fiecare element în parte al modului multiplayer, dar vin și cu beneficii în plus sub formă de bănuți virtuali numit Relic Points. Bănuții virtuali sunt folosiți exclusiv pentru cumpărarea de cutii pline cu obiecte de decorare a personajelor sau chiar cu personaje noi pentru a fi folosite în multiplayer. Cei care nu doresc să aștepte să le pice personajul preferat sau costumul mult dorit pot să apeleze la microtransacții, însă acestea nu pot fi folosite pentru a primi un avantaj clar în joc. Spre diferență de componenta single player, care este blocată la 30 de cadre pe secundă, multiplayerul merge la 60 de cadre pe secundă, oferind un gameplay mult mai fluid, în detrimentul fidelității grafice. Rezoluția a fost scăzută pentru a atinge această performanță, iar elementele grafice sunt mult mai puțin detaliate decât pe parcursul campaniei. Spuneam spre început că fidelitatea grafică este dusă la extrem în Uncharted 4, însă cel mai surprinzător aspect al jocului nu este numărul de poligoane sau efecte folosite, ci animațiile personajelor și în special ale fețelor. Naughty Dog a creat unii dintre cei mai realiști oameni virtuali de până acum, iar prestația actorilor completează perfect munca depusă de artiștii care au modelat meticulos fiecare expresie facială în parte. De asemenea, fiecare locație din joc a primit o atenție sporită, orice captură de ecran putând fi de multe ori confundată cu o imagine prerandată sau un desen de concept art. Imaginile vorbesc de la sine, fiind greu de descris fiecare element în parte care impresionează în Uncharted 4. În același timp, probabil că asistăm la cea mai bine realizată componentă sonoră din jocuri de până acum. Nu este vorba doar despre efecte sau muzica de fundal, ci în special despre sunetul ambiental, care rareori îmi atrage atenția în jocuri. Este de ajuns să stai pe loc în mijlocul junglei în Uncharted 4 pentru câteva secunde pentru a realiza cât de mult contează designul audio pentru a crea iluzia unui loc real în cadrul unui joc video. Uncharted 4 este atât de lung, complex și surprinzător, încât este greu să vorbești despre el fără a divulga elemente importante care ar putea strica plăcerea de joc. Am încercat astfel să descriu cele mai importante aspecte ale jocului, fără a intra pe teritoriul spoilerelor, și am omis intenționat câteva lucruri. Tot ce trebuie să știți însă este că Uncharted 4 A Thief's End este unul dintre cele mai bune jocuri pe care puteți cheltui banii în acest moment. Acesta vine cu o campanie single player excelentă și de lungă durată, cu un multiplayer distractiv și cu o concluzie perfectă pentru una dintre cele mai bune serii de jocuri ale tuturor timpurilor. Dacă încă nu erați convinși că aveți nevoie de un PlayStation 4, Uncharted 4 ar trebui să fie motivul pentru care să cumpărați consola. Vin însă și cu un sfat: nu jucați titlul de față înainte de a parcurge primele 3 jocuri. Având în vedere că versiunile de PlayStation 3 sunt atât de ieftine, iar pachetul Uncharted de Nathan Drake Collection este disponibil și pe PlayStation 4, sunt puține motive să nu ajungeți la zi cu aventurile lui Nathan Drake.